Europa FM, ascultați și vă mulțumim. Suntem la 15 și 22 de minute, o oră la care de obicei ne întâlnim cu Cătălin Striblea și ascultăm rațiunea zilei. Excepție nu face nici ziua de azi. Salut, Cătălin, bine ai revenit în studio. Salut! Câți jucători de la Dinamo au fost la națională? Unul, dar bun. Așa am auzit, am unul, dar bun, poate cel mai bun jucător. Da, dar și când l-a schimbat s-a văzut, adică. Păi, da. Asta a fost toată controversa. Dar ironia sorții, știi care e? Că ai văzut care sunt discuțiile din zilele astea din București, că sunt parcurile pline de căpușe. Uite că avem una și la națională și ne-a aranjat. Dar mie mi-a plăcut discuția asta, care a fost și mai tare. A zis cineva într-un studio, bă, da, nu mai știu cine, că ziceam și pe nume. A zis, păi cum să bagi un jucător care a jucat în play-out și așa mai departe? Și în gândul meu, da, zic, dar ăla care a ieșit, în ce e jucat? Nu tot în play-out. Măcar... Da, logica ta este foarte bună. Exact, dar, uite. Măcar ăsta care a intrat era la o echipă care se bătea la campionatul play-out-ului sau ceva de genul ăsta, că celălalt s-a bătut la retrogradare. Da, am avut și un pic de ghinion, am avut și noroc cu Niță și... Una peste alta, n-a fost chiar cel mai dezastruos meci al naționalei, până la urmă ne-a bătut Anglia, dar oricum, la patra pare, înfrângere, parcă nu. Pare că ar fi cel mai dezastruos weekend, sau, mă rog, cea mai dezastruoasă serie, sau cel mai dezastruos antrenor. A, am înțeles pare că, a fi, da. Am înțeles că domnul ăla, Christoph Daum, nu era bun. Lasă-mă și cu Daum, că ne-a mâncat zilele și cu antrenorul ăla, dar... E așa, o dezamăgire mare ce se întâmplă totuși la nivel de națională. Da. Încă îl susținem pe Mirel Rădoi până când nu facem 007, cum a fost la Dinamo. Știi, chiar aseară după meci mă uitam, e o emisiune la televiziunea națională, Replay se numește, și cu secvențe de la meciurile naționale pe care o știm foarte bine, naționala noastră, generația de aur, și parcă, nu știu, parcă e într-o altă viață. Da, mă, parcă meciurile aia... așa. Aia a fost excepția. Noi am tot hoitnărit așa prin deșerturile fotbalului și înainte de naționala anilor 90. Că din 70 în 90 nu ne-am calificat nicăieri. Adică am prins un european. Exact ca și acum. Comentăm și noi la ce am văzut. Da. Când începe rațiunea zilei, să vedeți ce vești bune. Mai vrei să spui ceva despre succesul național? Am zis tot. Okay. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. Prieteni, organizatorii celui mai mare festival din România, Untold, anunță că acesta va avea loc în septembrie, între datele de 9 și 12 septembrie. Deja se vând bilete și, mă rog, probabil că sunt valabile și cele de prin anii anteriori, când au fost diverse interdicții. Este primul festival de mare amploare care ar putea fi lansat. Știți că există un fel de concurență politică între domnul Boc și domnul Câțu, unde o să aibă loc primul festival de mare amploare și, deocamdată pare că Untold e în prim plan, deși domnul Câțu spunea că aici la București ar trebui să avem, care-i Summerwell, cred că ele, nu? Summerwell. Da, mă rog. Da, să facem. Avem euro. Avem euro, da, la Untold se zice, sau zic organizatorii, că ar putea să vină sute de mii de oameni și eu zic așa încerișor, pentru că de aici încep nelămuririle mele și ca orice veste bună zic să o căutăm și pe asta la dinți, pentru că am niște semne de îndoială aici. România într-adevăr este într-un punct în care a făcut astăzi sub 100 de îmbolnăviri și specialiștii noștri spun că boala nu mai are răspândire comunitară. Asta înseamnă că sunt nuclee izolate, asta înseamnă că viața noastră se apropie de normalitate. Vom circula, vom merge împreună, ne vom întâlni, restricțiile vor fi din ce în ce mai puține, dar atenție, că aici o chestiune individuală, tot în mijlocul unei epidemii ne aflăm. Adică, dacă în vara asta o ducem mai bine, nu înseamnă că toate părțile de pe planetă sau din Europa merg la fel de bine. Iar în momentul în care auzi de sute de mii de persoane la un loc, sigur că trebuie să fii cu mare băgare de seamă. Adevărul e că se vorbește deja de un val 4.
Petru, care când crezi că vine? Septembrie, octombrie, noiembrie, ceva de genul. Atunci după vacanță, în mod evident, ai văzut că Anglia, în ciuda ratei mari de vaccinare, are o creștere oarecare destul de importantă de cazuri și acest lucru se datorează și unei noi tulpine, cea indiană, mai amarnică decât asta pe care o avem în momentul acesta. Ce spun organizatorii? Adică la această întrebare, măi, e sigur o întrebare pe care toată lumea trebuie să și-o pună. E sigur să aduci câteva mii sau zeci de mii de oameni la un loc? Ideea ar fi că până la data respectivă ar putea să funcționeze, adică sigur va funcționa, nu ar putea să funcționeze, certificatul, pașaportul de vaccinare, știi? În sensul că există de la data de 1 iulie sistemul acela intereuropean de corelare a acestor date și speră ei că vor merge și acolo, adică tu să poți să dovedești foarte ușor că ești vaccinat în momentul în care ești... Normal, așa ar trebui să meargă lucrurile dacă tot ai făcut pasul ăsta. Da, așa ar trebui să meargă, așa ar trebui să meargă lucrurile și spun așa despre măsurile de siguranță. Reprezentanții Untold spun că au pus la dispoziția autorităților toate studiile științifice și rezultatele evenimentelor pilot organizate în străinătate, care demonstrează siguranța maximă a evenimentelor organizate cu acces doar pentru vaccinați. Deci, eu înțeleg din această secțiune a comunicării că e vorba doar de acces pentru vaccinați. Nu știu dacă așa va fi în continuare sau... Test PCR cu 72 de ore înainte sau cei care au trecut prin boală, ascultam la știrile Europa Chiar FM. Dacă ești vaccinat... Dacă nu ești vaccinat. Dacă nu ești vaccinat. Deci, da, este o măsură pentru toată lumea. Dacă ești sănătos și poți dovedi treaba asta, se pare că da, poți intra la concert. Da, va fi foarte interesant. Sunt convins, sunt curios cât de multă lume va dori să meargă. Ar fi trebuit să aibă loc în august acest festival. Da, evident că organizatorii nu mai pot să-l faci în august pentru că... Au mai câștigat cumva o lună, să vedem cum evoluează situația, că mă gândesc că dacă nu va evolua bine, sigur, se poate anula din nou. În momentul acesta nu ai nicio problemă de evoluție a situației. Sigur că anunțul de sub 100 de cazuri de bolnăvire vine după duminică, știți cum e duminica la noi. Niște stările nu prea se fac, dar vom vedea de marți încolo, unde suntem în realitate. Eu mă aștept însă să mai scadă în perioada viitoare, dar în același timp... În același timp, într-adevăr, e de speriat exprimarea asta, sute de mii de oameni la un loc. Într-adevăr... Pare așa ceva foarte mult. După perioada asta, dar poate suntem noi speriați, poate chiar o să fie foarte bine. În orice caz, asta e vestea zilei, pentru că asta înseamnă că autoritățile din România sunt printre cele mai curajoase. Eu am mai văzut acolo un enunț care, sigur, e cum, așa, nu știu cum să-l iau, ca urmare a succesului campaniei de vaccinare. Hai să mai vorbim despre succesul campaniei de vaccinare, pentru că eu chiar mă gândeam să fac o emisiune despre eșecul campaniei de vaccinare, care nu se apropie nici cum de limitele stabilite, care astăzi a ajuns la sub 15.000 de persoane vaccinate și, în ciuda milioanelor de doze, azi mai intră 1 milion de doze Pfizer în România, nu prea mai avem doritori, adică s-a atins plafonul respectiv și plafonul indică că de-abia o treime dintre români și-au dorit chestiunea asta. Poate dacă vor ajunge la 40%, va fi foarte bine, da. Mi-e greu să zic că este un succes și, de asemenea, mi-e greu să zic care ar fi soluția. Poate ar trebui să luăm în calcul alte soluții și uite, de exemplu, ca la Untold să fie intrat doar persoanele vaccinate, mă gândesc că la o soluție. Aha. Am înțeles. Asta era un premiu foarte mare, să știi, și foarte atractiv. Ar fi determinat pe multă lume să se vaccineze. Zici tu că s-ar fi dus lumea să se vaccineze special ca să meargă la un festival? Sunt convins. Da? Da. Da. Mulțumim foarte mult, Cătălin, pentru comentarii. Te așteptăm mâine din nou alături de noi la România în direct de la 13:15. Zi bună să ai. Spor. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.